Propun să începem. Ceilalți colegi s-ar apropia pe parcurs, dacă nu reușesc. Și aș propune să începem proiectul numărul 10 din ordine de zi, numărul 44, ca să nu reținem pe doamna deputat. Da, doamna Bandala, vă rog. Stimate domnule președinte al comisiei, stimați membri ai comisiei, stimați colegi, solicit atenției dumneavoastră examinarea proiectului de lege numărul 44 cu titlul de inițiativă legislativă pentru modificarea codului contravențional al Republicii Moldova numărul 218 din 2008. Se propune completarea codului contravențional cu articolul 327 cu indicele 4 cu următorul cuprins. Comercializarea ilegală a bunurilor care constituie ajutoare umanitare. Comercializarea ilegală a bunurilor care constituie ajutoare umanitare se sancționează cu amendă de la 40 la 60 unități convenționale aplicate persoanei fizice și cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale aplicate persoanei cu funcții de răspundere. Articolul 2, la articolul 400, după textul 326, alineatul 2-6, se completează pe textul articolului 327 cu indicele 4. Stimați colegi, necesitatea completării codului contravențional cu articolul respectiv a fost motivată de faptul că în Republica Moldova, în condițiile de criză cu care ne aflăm astăzi, se confruntă astăzi Republica Moldova, cetățenii și cetățenii săi, ajutoarele umanitare constituie un fenomen tot mai actual. În rezultatul unei analize s-a constatat și informații de la Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal de Stat a Republicii Moldova, am primit informații că în ultimii 3 ani de zile ajutoarele umanitare constituie o sumă considerabilă care au venit în Republica Moldova. Spre exemplu, în 2019 ajutoarele umanitare au fost în valoare de 214.861.000 lei, în 2020 410.801.000 lei și în perioada ianuarie-noiembrie 2021 această sumă constituie 944.582.000 lei. Observăm o creștere considerabilă a ajutoarelor umanitare care vin în Republica Moldova și această creștere este legată și de pe fondul crizei pandemice generate de COVID-19. Cu toate acestea, vreau să menționez că există o lipsă de control din partea organelor de stat. Și în lipsa acestui control sunt frecvente cazuri de comercializare ilegală ajutoarelor umanitare. Aceste semnale vin în special și din teritoriu, din raioanele Republicii Moldova și nu puteam să nu reacționăm la această situație. Pentru că până în final, beneficiarii finali a acestor ajutoare umanitare cu titlu gratuit sunt cetățenii Republicii Moldova. Și dacă ne uităm la suma atât de considerabilă, aproape 1 miliard de lei, acești bani au venit în 2021 în ajutorul familiilor, inclusiv și pentru familiile social vulnerabile. Eu înțeleg că guvernul nu a pus accent în această perioadă pe acest ajutor important pentru cetățenii Republicii Moldova, dar noi nu trebuie să uităm că până în final, paralel cu toate ajutoarele întreprinse de Guvernul Republicii Moldova, au venit și aceste ajutoare care la fel au venit în familiile cetățenilor din Republica Moldova. Vreau să atrag atenție că inițial în codul contravențional a fost introdus articolul 327 cu indicele 2, însă prin legea 185 din 2017 Parlamentul a abrogat acest articol și ce este interesant că în rezultatul examinării temeiului sau motivelor de abrogare acestui articol, nici în Arhiva Parlamentului și nici în Ministerul Muncii
și protecției sociale și nici în alte organe nu am găsit o argumentare sau avize din partea guvernului din care motiv a fost abrogat acest articol. La drept vorbind, Curtea de Conturi inițial avea competența să verifice ajutoarele umanitare care veneau în Republica Moldova. Dar ultimele hotărâri a Curții de Conturi au fost din 2000 și 2001. În aceste hotărâri s-au constatat diverse încălcări de repartizare, de comercializare acestor bunuri care constituie ajutoare umanitare. Legea penală la fel prevede articol de introducere în țară a ajutoarelor umanitare, a lucrurilor care constituie ajutoare umanitare ilegală și dilapidarea sau însușirea acestor ajutoare umanitare. Dar firul se întrerupea nefiind prevăzut de legislație comercializarea acestor bunuri materiale. De ce această necesitate a fost una bună? Am solicitat poziția Ministerului Muncii și Protecției Sociale, unde mi-au explicat că în 2017 Direcția Ajutoare Umanitare nu s-a expus pe faptul excluderii acestui articol. La drept vorbind, acest articol a fost votat la pachet, exclus, fără niciun motivație. De ce astăzi este necesar să introducem acest articol, însă, conform doctrinei legislative, noi nu putem să reintroducem acest articol, doar să completăm codul contravențional și deja nu cu indicele 2, dar cu indicele 4. La fel a fost modificată și competența de examinare a acestor contravenții și aplicarea sancțiunilor și a fost trecută de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale la Ministerul Afacerilor Interne. De ce? Pentru că anterior era prevăzut Ministerul Muncii va examina aceste contravenții. Nu este real ca lucrătorii din cadrul Ministerului Muncii să meargă prin toată țara să vadă care e situația. Iar comisiile teritoriale, care sunt responsabile de evidență, de repartizare și de control asupra repartizării acestor ajutoare umanitare, în prezent se mărginesc doar cu un raport trimestrial la 3 luni către Ministerul Muncii, dar nu indică s-a efectuat controlul, cum s-au repartizat, s-au comercializat, nu s-au comercializat. De ce este necesar de a introduce acest articol? Eu solicit susținerea acestei inițiative și vă rog să... Doamna Bandalac, vă mulțumim, e un proiect foarte bun, necesar. Da. Poate dar să examinăm posibilitatea de a năspri pedepsile, în sens că 40-60 nu știu dacă e tocmai descurajant pentru cineva care vinde volume semnificative și sunt tot și ajutare destul de scumpe. Dar aici cred că și poziția Ministerului Justiției da, contează pentru că ei încearcă deci să le obțină. Am discutat și în cadrul Ministerului Justiției referitor la sancțiuni. Respectiv, la momentul actual, noi coordonăm cu toate cele cu modificările generale care sunt fac. Deja în codul contravențional, dar vreau să zic că e un început. Absolut. În caz de constatarea unor încălcări grave, atunci este posibilitatea de a majora aceste sancțiuni, inclusiv, de ce nu, de a discuta și posibilitatea de a introduce în codul penal responsabilitate pentru comercializare ilegală. Colegi, dacă aveți întrebări? Dacă îmi permiți, am o întrebare. De exemplu, un beneficiar final, de exemplu, un cetățean, primește ajutor umanitar din partea unei organizații. Și respectiv, el după asta se duce și îl vinde la piață. El e posibil de pedeapsă sau nu? În cazul dat? Nu este vorba despre cazuri unice când o persoană a primit acest ajutor personalizat și are o necesitate. Nu îi trebuie, să zicem, obiectul sau lucru celălalt și el o merge la comercializat. Aici nu va constitui. Este vorba doar de situații când aceste ajutoare umanitare vin la destinație, la punctul de destinație, însă nu ajung la beneficiari. Și sunt, mă rog, interese când aceste obiecte apar pe piață ca comercializare mai amplă, să zicem așa.
și de aici beneficii în folosul persoanei care îi comercializează. Mulțumim, colegi. Alte întrebări? Dacă nu, propun să susținem proiectul. Cine este pentru? Mulțumim mult. Bine. Doamna Bandalac, mult succes. Vă mulțumim. Da, cancelarea registrată. Da, mulțumim. Proiectul numărul 3 din ordine de zi. Vă rugăm, colegi. Bună ziua, stimate domnule președinte Comisiei, stimate doamne, stimați domni deputați. Atenție dumneavoastră, se propune proiectul de lege pentru ratificarea acordului între Guvernul Republicii Moldova și României privind implementarea programului de asistență tehnic și financiar în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro acordat din partea României Republicii Moldova. Acordul respectiv a fost semnat în cadrul ședinței recente comune a Guvernului României și Republicii Moldova la 11 februarie 2022. Acordul are ca scop, evident, dezvoltarea relațiilor de cooperare între două state, între două guverne, deci el se reprezintă un tratat interguvernamental. Acordul prevede o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea extinderii până la 10 ani, fiindcă aici vor fi proiecte de dezvoltare durabilă, de infrastructură și, evident, sunt costuri mari care ne dau posibilitate de extindere pentru a putea valorifica acești bani. Acordul prevede mai multe domenii și sunt foarte multe impunătoare, cum ar fi sistemul energetic și infrastructura de transport, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice, lucrări publice și infrastructură, întreprinderi mici și mijlocii, reforma administrației publice, afaceri interne, educație, sănătate, patrimoniu, cercetare și, nu în ultimul timp, dezvoltarea în domeniul turismului. Ca obiectiv principal, acordul dă posibilitatea și stabilește condițiile și mecanismul în baza căruia partea română va acorda asistență financiară Republicii Moldova. Ca direcție prioritară, evident că este acordarea țării noastre la Uniunea Europeană prin intermediul României, de aceea primordial prin proiectele de infrastructură, prin proiectele finanțate prin acest acord, se urmărește implementarea prevederilor acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Ca cadru instituțional de implementare... Dacă spate, pentru noi cred că cel mai interesant este să înțelegem dacă acordul, în acord este clar specificat domeniile grila de cheltuială, în sens că modul în care banii ăștia sunt alocați. Sunt proiectele concrete indicate cu sumele sau nu? Nu. Sau sunt doar direcțiile sau nu sunt partajați nici într-un fel? Nu, sunt identificate expres domeniile în acord. Respectiv, la ceea ce privește partea financiară, contribuția țării noastre, Republicii Moldova, nu mai puțin de 5% din fiecare proiect care va fi eligibil și susținut, evident, de partea română pentru finanțare. Uh-huh. Durata 7 ani cu prelungire până la 10 ani. Uh-huh. Va fi Agenția Națională de Coordonare, fiindcă din partea română este cancelarea primului ministru României la noi, va fi cancelarea de stat. Creat Comitetul de Coordonare care va gestiona procesul. Ok, clar. Da, noi am văzut câteva dintre proiectele care se planifică și finanțate, podul de la Ungheni, sper că era unul dintre O să fie la nume la domeniul sănătății, dotare cu echipament medical, restructurare. Dar să cunosc sumele sau la această etapă? Încă nu. Va fi elaborată notă de concept cu care va include criteriile de eligibilitate a proiectelor. Criteriile respective vor fi examinate de partea română, dacă sunt supuși finanțării printr-un manual special. Și pe urmă vor fi, fiecare proiect va fi discutat. La moment, sumele concret pe fiecare proiect, evident că nu. Bun. Da, noi vă mulțumim. Colegi? Domnul președinte, întrebare. Știți, vă rog, doamna Svetlana, dacă este perioada stipulată, în cât timp noi absorbim acești bani? Poate n-am fost atentă. Perioada contractului e pe o perioadă determinată de 7 ani. Dar din considerentele că proiectul prevede proiecte de dezvoltare regională, infrastructură, ne dăm bine seama că nu numai asistență tehnică, dar la costuri mari, avem posibilitatea de a extinde perioada de valorificare a banilor la răspuns la până la 10 ani, încă cu 3 ani. Da? Alte întrebări, colegi? Dacă nu sunt, eu propun să avizăm pozitiv. Colegii care s-au apropiat acum, noi suntem la punctul 3 din ordinea de zi. Proiect privind ratificarea acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României. Dacă aveți careva
neclarități eventual. Dacă nu, atunci spunem votul, cine este pentru, mulțumim. Mergem mai departe, revenim la ordinea de zi. Deci, colegi, noi avem astăzi două rapoarte în esență de examinat. Primul e la proiectul 407 cu posibilitatea, cu acordarea posibilității angajatorului de a presta servicii de îngrijire pentru copiii angajaților cu vârsta de până la 3 ani. Noi am recepționat avizul guvernului și în baza avizului guvernului și în baza avizului direcției juridice vă propunem să votăm raportul pentru lectura a doua. Da. Raportul pentru lectura a doua. Dar înainte de a vota raportul, haideți împreună să ne uităm și propunerile care au venit de la guvern. Sugestia noastră este să le respingem și să mergem pe varianta inițială care este în proiect, pentru că ea este mai bună. Deci, esența propunerii guvernului este de a nu modifica codul muncii, dar de a modifica legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. De ce această poziție, din punctul nostru de vedere, bun, a meu de vedere, nu este cea mai potrivită, pentru că noi vrem să le dăm voie nu doar companiilor, SRL-urilor, adică în sens că întreprinderilor, dar și altor tipuri de organizații să presteze asemenea servicii. Și atunci, dacă introducem norma respectivă doar în legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, noi îngustăm domeniul de aplicare. Și, respectiv, nu o să fie valabil pentru spitale, alte instituții, inclusiv publice, ONG-uri și așa mai departe. Respectiv, sugestia este să respingem amendamentul 1, amendamentul 2 și amendamentul restul tehnice. Deci, haideți să le luăm pe rând. Dacă sunt întrebări la propunerea guvernului, dacă nu sunt, eu propun să respingem. Cine este pentru a respinge? Mulțumim. Amendamentul 2, același lucru. Da. Mulțumim. Amendamentul 3. Direcția juridică să pune altă linia 3 cu 3 indice 1. Deci nu fiind în linia 3, dar să fie parte 3 indice 1. Tehnic. Da, eu cred că putem să, da, susținem. Și 4, doamna Morozova a propus un amendament ca să-i dăm guvernului nu 6 luni, dar 2 luni, ca să se miște mai repede și să elaboreze cadrul normativ secundar. Să reușească. Eu au făcut un regulament simpluț, deci nu e, în sens că sunt parteneri internaționali care să-i ajute. 2 luni e mai mult decât suficient. Eu propun să mergem pentru 2 luni, pentru ca ei să elaboreze regulamentul la jumătate. Și mai este, domn președinte, încă unul. Direcția juridică, tot tehnică, literele B și ce să fie exclusă, că el este depresor. Guvernul va aduce actele sale și... Ah, ok. Păi, da, am înțeles. Bine. Mulțumim. Dacă nu sunt alte întrebări, propun să votăm și raportul integral cu sinteza anexată. Cine este pentru? Doamna Dorovna, sunteți pentru? Raport. Lectura 2. Lectura 2. Ne mulțumim. Unanim. Mergem mai departe. Deci avem următoarea situație la punctul 2 din ordine de zi. Este proiectul domnului Bolea privind instituirea unor măsuri de susținere activităților gospodăriilor țărănești. Partea proastă e că domnul Bolea nu poate fi astăzi alături de noi. Dar proiectul este foarte important. Da. Dacă permiteți, domnul președinte... Dar de ce noi neapărat să-l votăm acum? El e pus pe ordine de zi a Parlamentului. El o să fie pus pe ordine de zi, dar noi pe data din nou nu o să avem ședința. Accepte comisia noastră să vedeți avizul guvernului care este... Bun, dați pe foarte pe scurt pentru colegii care n-au reușit să citească proiectul. De principiu, problema a apărut ceva timp în urmă, când Casa Națională de Asigurări Sociale s-a apucat să încaseze de la proprietarii gospodăriilor țărănești contribuțiile în bugetul de asigurări sociale.
în condițiile în care multă lume nu își mai ducea aminte că au avut vreodată gospodărie țărănească și era inactivă. Formal ea figura și respectiv se acumulau datorii și ulterior penalități pentru neanchetarea contribuțiilor în bugetul de asigurări sociale. Același lucru, apropo, este valabil și în raport cu CNAM-ul și probabil o să trebuiască de verificat dacă proiectul abordează și plățile în fondul de asigurări medicale. Dacă nu, atunci o să trebuiască, cred că, să facem amendamente. Acum, domnul Bolea a mers pe o variantă în care să stabilească aceste gospodării inactive și în cazul în care gospodăria țărănească este inactivă și respectă respectiv anumite condiții, să nu fie această, sau să fie anulată această obligativitate de achitare a contribuțiilor în CNAS. Înțeleg că este avizul din partea guvernului care e destul de amplu și o să fie de lucru pentru lectura a doua destul de mult. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, avizul guvernului este pozitiv, însă schimbă redacția totală a proiectului de lege cu propunerile care vin de la guvern și noi trebuie să le susținem, aceste propuneri. Ei propun noțiunea, să includă noțiunea gospodăriei țărănească inactivă, ce este asta. Propun un mecanism amplu cum se radiază din registrul gospodăriilor țărănești fiecare gospodărie și mecanismul cum Inspectoratul Fiscal de Stat va radia această gospodărie și vor fi scutirile care s-au menționat doar la contribuțiile pentru asigurări sociale de stat. Vreau să vă spun că noi nu putem să înaintăm amendamente cu privire la asigurările obligatorii de asistență medicală, pentru că acolo este, sunt alte, de fapt, concepții și aici se referă doar la gospodăriile care au un venit mai mic de 2 salarii medii pe economie și nu au avut activitate în ultimii. Deci este, discuția este în jur de anii 2018 potrivit proiectul 2021. Trebuie de discutat. Trebuie să verificăm și cu FAMA. Oricum trebuie să verificăm. Ședință de guvern? Ce prin hotărârea guvernului se face? Cam complicat mecanism. Prin hotărârea guvernului? Ok. Bun. Colegi, deci dacă sunt întrebări, dar din păcate nu-i domnul Bolea ca să vă răspundă mai în detaliu, cred că discutăm în plen, pe măsură ce apar întrebări și reușit să vă aprofundați în proiect. Dacă nu sunt obiecții, eu propun să dăm aviz. Să votăm pentru un raport, mai bine spus. Da? Cine este pentru? Domnul Romea, abține. Mulțumim. Doamna președinte, doamna Munteanu, vă rog să... Da, da, da. Păi, terminat proiectul ăsta și da, mergem. Doamna Pojoga, vă rugăm. Bună ziua, stimați membri ai comisiei, stimate domnule președinte, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a-mi susține inițiativa legislativă care vizează modificarea punctului 1 din hotărârea Parlamentului, numărul 433 din 1990, cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare, zilele de odihnă din Republica Moldova. Mai exact este vorba despre instituirea în țara noastră a Zilei Naționale a Lecturii pe 14 februarie. În contextul Zilei Internaționale a Cititului Împreună, marcată în primele zile ale lunii februarie întreaga lume, dar și inspirați de modelul României, propun această inițiativă legislativă prin care ziua de 14 februarie va fi instituită ca Ziua Națională a Lecturii și va fi marcată în fiecare an în țara noastră. Nu este o alegere întâmplătoare, data de 14 februarie. În această zi s-a născut unul dintre cei mai mari promotori ai culturii române, Dragoste pentru versul scris, poetul Grigore Vieru, care luna aceasta ar fi marcat 87 de ani. El este un poet al nostru pentru că la fiecare în casă cred că există o carte a lui Grigore Vieru, el a scris pentru toate vârstele. Ziua Națională a Lecturii va crea un cadru pentru implicarea autorităților locale și centrale, societății civile și a tuturor celor care le pasă de carte în activități de încurajare a lecturii, mai ales în rândul elevilor și tinerilor. Scopul acestui proiect este încurajarea lecturii pentru că o societate care are un nivel de sănătate intelectuală mare este una în care cărțile se află la loc de cinste. Într-un astfel de mediu,
copiii cresc curioși și creativi, capabili să vină cu soluții bune pentru problemele de mâine. Pentru că noi toți ne dorim o astfel de societate, eu consider că este important să îndemnăm copiii să citească, să promovăm lectura la nivel național și să promovăm tradiția cititului în familie. Pentru că Moldova se va dezvolta doar atunci când copiii noștri se vor reîndrăgosti de carte. Din păcate, asta se citește tot mai puțin. Un moldovean citește în medie 3 minute în zi. Datele statistice spun că circa 60% dintre moldoveni nu au citit nicio carte în ultimele 3 luni. În comparație, un cetățean estonian citește circa 14 minute în zi, iar un neamț circa 16 cărți în medie pe an. Analiștii susțin de asemenea că există în mod cert o legătură strânsă între pasiunea pentru citit și dezvoltarea economică și socială a unei țări. Un studiu a Băncii Mondiale arată că ratele mari de alfabetizare sunt asociate cu populații mai sănătoase, mai puține infracțiuni, cu o creștere economică mai mare. Și ONU consideră educația drept soluția pentru a stopa sărăcia, a proteja planeta și a asigura toți oamenii cu pace și prosperitate. Psihologii, de asemenea, susțin că atunci... Doamna Pojoga, noi susținem plenar, cred că toți suntem de acord. Trebuie să mai mult. Atunci poate răspund la întrebări dacă sunt. Deci în ce constă acest proiect? Acest proiect impune o serie de activități? Da, spuneți, vă rog, ziua aceasta o să fie așa numit cu roșu în calendar. Zi. Va fi ziua națională a lecturii. Fiindcă din proiect ieri noi am discutat și se înțelegea că e zi liber, de aceea așa vă spunem. Este ziua națională a lecturii și va impune o serie de activități care să promoveze și să încurajeze lectura. Deci citim doar în ziua aceasta. Nu citim doar în ziua aceasta, în ziua aceasta facem evenimente care să încurajeze lectura cu tot parcursul anului. Cred că Vieru poate fi numit mare poet român și moldovean, pentru că totuși a locuit mult în Republica. Am spus că este mare poet, am spus că este un promotor al culturii românești. Nu, n-am numit nici într-un fel. Ok, bine. Și moldovenești, probabil. Inclusiv. Mulțumesc. Este lista de ieruri cu anumite propuneri. Noi suntem tot spre avizare. Dacă nu avizăm acum, nu mai dorim să avizăm. Haideți din asta atunci. Asta e cu... Asta e proiectul cel mare, care cu muzicări de până în urmă curți constituționale. Și guvernul a semnat, a avizat pozitiv cu mai multe propuneri pe care vă ține cont, la semnarea lectura a doua. Bine, păi, haideți-l parcurgem. Cine este pentru a aviza pozitiv proiectul? Da, nu știu, așa am discutat despre lectură, care proiect? 390, numărul 4 de la ordine. Adresa e curții. 5 la 1. Da. Așa. Rest, înțeleg că autorii nu ne-au mai prezentat, da? Persoanele fizice sau juridice care practic
primiți bonul fiscal, aveți obligația să-l solicitați. În cazul unui refuz, aveți dreptul de a beneficia de bunul achiziționat fără plata contravalorii acestuia. Cu alte cuvinte, scopul proiectului este de a responsabiliza agenții economici de a elibera bunul fiscal. De exemplu, la modul practic, aș putea să prezint un exemplu. Atunci când noi beneficiem de serviciile de taxi, în cazul în care șoferul acestui autoturism la finisarea cursei nu ne eliberează bunul fiscal, dar noi achităm contravaloarea serviciului de care a beneficiat, noi avem dreptul ca să nu achităm acest serviciu în cazul în care bunul fiscal nu ne-a fost eliberat. Și pentru a responsabiliza contribuabilul, autorii acestui proiect de lege de aceea și-au stipulat de a publica un asemenea anunț la un loc vizibil. Mulțumesc. Întrebând ar fi doar câte autori, cred că la microfon. La microfon, mă sună presa. Doar că n-am microfon. O întrebare ar fi către autor, cred că, dar poate discutăm și noi ce se întâmplă atunci când agentul economic spune că nu-i lucrează aparatul de casă. Deci, potrivit proiectului de lege, în proiect se menționează expres că nu are dreptul să elibereze un alt document decât bonul fiscal. Și nu are decât contribuabilul ca să totuși să-și îndeplinească obligațiile fiscale. Și probabil nu au chit. Dacă nu-ți poate prezenta bonul fiscal, indiferent de motiv, exact, consum, aceasta și consum, rezultă din proiectul de lege. Campanii de promovare. Da, înțeleg că sunt și eforturi în această direcție. Bun, colegi, dacă sunt alte întrebări pe dimensiunea asta? Dacă nu, eu propun să avizăm pozitiv și să mergem la prezentarea raportului. Da, mulțumim. Cine este pentru? Tot lumea e... Unanim, da? Da. Colegi, noi avem astăzi un punct pe agenda care ține de audierea studiului programului unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală din perspectiva distribuției și utilizării structurale, elaborat studiu finanțat, mai bine zis, de Crucea Roșie din Elveția, da? Și va fi prezentat de către... Da. Eu mă numesc Aliona Serbulenco, sunt conferențiar universitar cu doctor în medicină. Da, vă rugăm, doamna Serbulenco, să prezentați studiul, după care noi să revenim cu întrebări. Spun și avem și colegii de la CNAM astăzi alături de noi. Da. Nu știu dacă au văzut studiul până acum, sau cum o să fie prima dată. Dar mai ați avut ocazia, da? Da. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, stimați colegi, onorată asistență, sunt onorată astăzi să prezint audierii dumneavoastră studiul realizat în vara anului 2020 în cadrul proiectului Echitate în Sănătate prin Responsabilitate Socială, după cum ați menționat domnul președinte, implementat de către Crucea Roșie din Elveția cu suportul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, beneficiar fiind Asociația Obștească Homecare. Din start vreau să zic perioada de studiu, de cercetare este perioada anilor 2015-2019. Care a fost studiată. Ca premize pentru a cerceta, deci programul unic, ar fi că dacă ar fi să dăm o apreciere modului în care sistemul de sănătate poate să comunice datele în sănătate, atunci sistemul informațional în forma sa existentă nu oferă o informație clară despre legătura dintre indicatorii de sănătate, așa cum ar fi incidența, prevalența, mortalitatea generală și oferirea sau lipsa asistenței medicale. Dacă este să ne referim la calea pacientului din momentul intrării sale în sistemul de asistență medicală, fie primară, fie cea de urgentă, până ajunge la spitalizare, nu există o legătură dintre diferite nivele a tratamentului oferit, dintre serviciile medicale și speranța de viață a acestuia după oferirea sau după absența asistenței medicale prestate. Chiar dacă
date pentru fiecare nivel de asistență medicală. La niveluri separate există, evident. La nivelul național sunt generate date care țin doar în mare parte de incidență, prevalență, mortalitate generală și în structură. Reieșind din premise, ne-am propus să analizăm programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală din perspectiva structurii acestuia, includerii serviciilor medicale în programul unic, dar și a distribuirii și utilizării resurselor financiare prin prisma responsabilizării sociale pentru îmbunătățirea calității, accesului și echității populației din Republica Moldova la serviciile de sănătate. Pentru a atinge acest scop, ne-am trasat 3 obiective ambițioase. În condiții de pandemie, studiul, vreau să remarc, a fost prezentat și a fost realizat în baza datelor statistice oficiale, a rapoartelor CNAME, a datelor oficiale ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pe atunci, astăzi Ministerul Sănătății, a rapoartelor statistice ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, precum și a datelor furnizate de către prestatorii de servicii medicale la solicitarea expertului. Am realizat acest studiu în 3 etape, deci am analizat minuțios tot cadrul legislativ și normativ cu atribuție pentru programul unic și fondurile de asigurări obligatorii. La etapa a doua am realizat un studiu descriptiv după eșantion selectiv. Ne-am propus ca în cele 3 zone ale Republicii Moldova, Nord, Centru, Sud, să selectăm câte 3 raioane, după cum le vedeți, și ne-am mai propus să examinăm din toate tipurile de asistență, în special din asistența medicală primară, cea spitalicească, serviciile de înaltă performanță și îngrijirile de la domiciliu, să cercetăm, deci, 5 servicii care sunt, în viziunea noastră, cele mai solicitate de către beneficiari. Și anume, prescrierea medicamentelor compensate, asistența medicală specializată chirurgicală programată. Din serviciile de înaltă performanță am selectat rezonanța magnetică nucleară, serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu și serviciile de promovare a sănătății și educație pentru sănătate. Or, politica Organizației Mondiale a Sănătății pune accent pentru toate statele care își doresc schimbări în sistemele de sănătate să fie schimbat vectorul de la tratament la profilaxie. Și în baza acestor rezultate am făcut concluzii și recomandări. Așadar, de la începutul, atunci când s-a dat startul pentru asigurările obligatorii de asistență medicală încă în 2004, s-a produs reforma finanțării sistemului de sănătate, care până în prezent a căpătat un șir de realizări. Deci, de atunci, anume asigurările obligatorii de asistență medicală a devenit un mecanism durabil de finanțare, anume implementarea asigurărilor a influențat pozitiv nivelul de finanțare și relațiile dintre subiecții de bază din sistemul de sănătate. Finanțarea serviciilor medicale prin intermediul mecanismului asigurărilor are ca scop și protecția față de riscurile financiare asociate cu serviciile de sănătate, la fel precum și echitatea în ceea ce privește utilizarea și distribuirea acestora, anume asigurările asigură accesul universal la serviciile medicale și prin combinația primelor sub formă de contribuții salariare și transferurilor bugetare într-un singur fond de acumulare contribuie și la asigurarea echității, dar și solidarității în cadrul sistemului. Totodată, asigurările obligatorii confruntă un șir de provocări. Contractarea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină a prestatorilor publici de servicii medicale astăzi nu reprezintă drept un instrument de concurență a acestora pentru fonduri, fie în baza unor criterii de selectare, la fel, contractarea de asemenea nu reflectă alocarea resurselor în baza necesităților reale ale populației. Dar,
nici în baza calității serviciilor medicale. Finanțarea prestatorilor nu este raportată la performanța acestora, iar în lipsa instrumentelor adecvate de monitorizare și evaluare, mecanismele de contractare a prestatorilor de servicii contribuie ineficient la sporirea echității în alocarea resurselor pentru sănătate. Ce ține de cadrul legislativ și normativ, o să mă refer, desigur, că multitudinea de acte normative este o listă mult prea mare, dar voi pomeni doar de Biblia de căpătâi pentru sistemul de sănătate în asigurările obligatorii pentru prestatorii de servicii, desigur, programul unic, care reprezintă acel pachet universal de servicii care ar satisface adecvat necesitățile populației determinate atât de tendințele demografice, de morbiditate caracteristică în Republica Moldova, de prioritățile în sănătatea publică, dar totodată și garanții de echitate, de acces universal și așa mai departe. Anual, Parlamentul Republicii Moldova aprobă legea fondurilor și dacă e să mă refer la perioada raportată, anume în perioada 2015-2019, vreau să remarc doar că fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019 a fost aprobat cu un deficit de peste 200.000 lei. Valoarea veniturilor și cheltuielilor a fost revizuită în sensul majorării, iar diferența a fost acoperită din contul veniturilor provenite din acumularea primelor de asigurări obligatorii în asistența medicală. Desigur că condițiile acordării asistenței medicale pentru fiecare nivel și tip sunt stabilite prin normele metodologice care sunt... Ok. Așa. Deci, în perioada anilor 2015-2019, ponderea cheltuielilor pentru ocrotirea sănătății în PIB a înregistrat o reducere de la 4,5% în anul 2015 până la 4,1% în 2019. La fel, o evoluție similară este caracteristică și ponderea cheltuielilor pentru ocrotirea sănătății în bugetul public național, care s-a diminuat de la 14% până la 13,1% în aceeași perioadă. Astfel, în Republica Moldova, totuși, fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală reprezintă, și trebuie să menționăm lucrul acesta, oricum reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare a întregului sistem. După cum cunoaștem, deci constituirea fondului asigurărilor se face din primele de asigurare obligatorie, prin cota procentuală achitate de angajați, precum și de persoanele fizice, dar și din transferul de la bugetul de stat și alte venituri. Analiza dinamicii veniturilor fondului, prin evaluarea ponderii acestora atât în PIB cât și în totalul veniturilor BPN, în perioada raportată denotă mai mult sau mai puțin o constantă. Analiza efectuată referitor la evoluția veniturilor și cheltuielilor pentru aceeași perioadă este atât în creștere și la venituri și la cheltuieli. Potrivit cadrului normativ în vigoare, în fondul de bază sunt direcționate anual nu mai puțin de 94% din veniturile fondului asigurărilor. Acest lucru noi o avem chiar cu o majorare, începând cu 2015, 95,1% a constituit fondul de bază, iar în 2019 cu o creștere de aproximativ 51% comparativ cu 2015. Datele noi vine și ne prezentăm fiecare an datele prin executarea fondului. N-are sens să le repetăm, ele sunt clare. Noi le cunoaștem, le-am discutat, e același model ca și la CNAM. Haideți să mergem mai departe, poate la anumite concluzii sau la lucruri care sunt noi cumva. Sau... Pentru că datele astea noi le știm, ele sunt, ele în fiecare an le prezintă. Noi le știm, domnul președinte, dacă nu vă supărați, sunt unele momente la care eu totuși aș fi vrut ca să mă refer, că anume analiza în cadrul cercetării noastre a scos în evidență unele probleme. Și dacă îmi permiteți, iată chiar aici, vreau să mă refer la fondul măsurilor de profilaxie, care în concordanță cu hotărârea Guvernului 594 din 2002 prevede ca fondul de profilaxie să constituie numai puțin de 1%.
În pofida prevederilor în vigoare, pe perioada 2015-2019, acesta a constituit nu mai mult de 0,3%. Totodată, în structura veniturilor, ziceam despre și venituri și cheltuieli, au fost în creștere. Însă, noi observăm că pe parcursul ultimilor ani este tot mai evidentă tendința de majorare constantă, anume a ponderii veniturilor proprii și respectiv de diminuarea ponderii transferurilor curente cu destinație generală care sunt încasate de la guvern, care este în calitate de angajator. Astfel, pe parcursul anilor 2015-2019, primele asigurărilor obligatorii în totalul veniturilor s-a majorat de la 56,4% la 62,4%. Totodată, în totalul veniturilor, pe parcursul aceeași perioade, tot ceea ce a venit de la guvern, deci s-a inversat, micșorându-se de la 42% la 35,6%. Potrivit datelor analizate, desigur că noi constatăm că pe parcursul a mai multor ani se, în toate tipurile se păstrează, deci cam aceeași tendință ca în asistența medicală spitalicească să se aloce din fondul asigurărilor obligatorii circa 50%, deci în jur de 30% în asistența medicală primară, cea specializată de ambulator. Asta am analizat deja de atâtea ori. Poate într-adevăr la concluzie. Și în genere, care e contextul care ascultăm în raportul ăsta? Eu așa și nu am înțeles. De ce noi îl ascultăm? Ca să, doar într-un cuvânt, ca să mergem mai departe. Noi am încercat să analizăm în cadrul acestui raport care este... Da, să eu am înțeles, dar de ce-l prezenta asta comisia noastră, ca să-mi fie clar? Fiindcă Parlamentul este acea instituție care decide distribuția fondurilor din cadrul programului unic și aici este ultima instanță care trebuie să țină cont de necesitățile reale a pacienților, a cetățenilor, a persoanelor asigurate atunci când se distribuie fondurile. Fiindcă noi nu am depistat mecanisme clare care fac o legătură între necesitatea pacienților sau persoanelor în asistența medicală și alocarea de fonduri pentru aceste necesități. El este elaborat doar nu de FNAM. Este elaborat de altcineva. Exact. Deci atât de aceea eu și de ce nu v-a prezentat dumneavoastră și pe urmă să vă spun, ca să fie clar. De ce îl prezentați? Aveți nevoie de un aviz a comisiei, de o aprobare? Nu, ca să facem și noi cunoștință cu raportul și eventual să avem o discuție pe concluziile raportului. Mersi, îmi cer scuze. De fapt, noi ne-am fi dorit ca acest raport să fie mai mult, nu atât doar în cadrul Comisiei de Specialitate, după cum a menționat domnul Gorceac, desigur că anume Comisia de Specialitate este cea mai versată, ca ulterior, deci să promoveze actele normative pe care noi considerăm că ele trebuie să fie revizuite. N-a fost interesul noi ca noi să criticăm Compania Națională de Asigurări în Medicină, din contră, pe parcursul acestei cercetări, noi am avut o cooperare extraordinară cu colegii de la companie, de la Ministerul Sănătății. Deci interesul nostru a fost că deci noi știm și toată lumea cunoaște și am menționat și eu astăzi o dată în plus că asigurările obligatorii încă din 2014 a salvat sistemul de sănătate prin faptul că este instrumentul de bază de finanțare. Însă, multe prevederi legale, multe prevederi a actelor normative deci, pentru implementare, fie că se dublează, fie că intră în contradicție, fie că au necesitate de noi modificări, deoarece medicina merge cu pași avansați înainte. Astăzi avem nevoie. Niciodată, deci bine, ca o concluzie, poate că generală, poate că eu anticipez, dar vreau să zic că pachetul de servicii totdeauna a fost, să zic eu așa, instrumentul politic care a fost utilizat, adică cu cât noi mărim,
ca tip de servicii, ca spectru de servicii, dar niciodată n-a fost postificat. Avem noi capacitatea oare ca să acoperim pachetul de servicii, deci trebuie să avem curajul ca să spunem că el este unul declarativ și mai puțin este, adică cu adevărat, care ar acoperi necesitățile populației. Interesul nostru a fost ca noi să identificăm, de fapt, se știe oare despre cu adevărat necesitățile reale. De ce are nevoie Ocnița astăzi? De ce are nevoie Cimișlia? Dar de unde asta derivă din studiu? Eu nu văd o analiză a necesităților și o corespundere cu ce este finanțat. Eu în studiu nu văd. Studiul este foarte tehnic sub aspectul, simplu, prezentarea datelor. Fără multe analize și concluzii. Vă dau un exemplu. De exemplu, ați stabilit diferență în compensarea medie pentru medicamente între raioane, da? Dar răspunsul la întrebarea de ce există această diferență nu există în studiu. De unde apare rețeta medie cu cost diferit în funcție de raion? Că profilul bolnavilor e diferit la nivel de raion altul. Că de ce? Stimate domnule președinte, deci obiectivele pe care eu le-am trasat și pe care noi le-am trasat, n-a fost să dăm răspunsuri, dar să scoatem în evidență problemele. De aceea la noi există funcționari la toate nivelurile care trebuie să se gândească și să schimbe. Iată, eu de exemplu astăzi discutam cu reprezentantul companiei, fiindcă acest studiu nu este pentru prima dată când dumnealor îl ascultă. Noi am avut încă în 2021, imediat cum s-a realizat acest studiu, noi am avut platforma de discuții, inclusiv cu organizațiile non-guvernamentale, în care am scos în evidență probleme și am dorit la fel ca să avem o deschidere din partea... Haideți să vedem. De exemplu, dar să fie utilă această discuție, să ieșim cu ceva din ea. Pentru că prezentarea pur și simplu a datelor care sunt de la CNAM la ANLAN nu ne ajută cu nimic. Rețeta medie compensată. CNAM are explicații de ce variază de la raion la raion.